Radi, și hai să fim, că e mai ok. Hai, să-i mai ok. Ca și chestie, tu m-ai întrebat pe mine, a fost problema cu Gabi, da? Da. Bun, eu ți-am zis frumos, că am vorbit cu el, am luat atitudinea, nu mai are ce să meargă acolo și cu asta, basta, tu riscul că nu o să mai lase nici pe nevastă ta. Doamne ajută. Nu știu. Chestie, bun, nu, nu, acum lasă-mă să gat și eu de vorbit, dacă vrei. No, ca și chestie, tu ai venit mie să-mi aduci în cunoștință problema ce s-a întâmplat, da? Eu ți-am zis frumos, la început ți-am zis, bă, ok, eu și dacă fac pasul ăsta, în comportamentul lui eu nu mă pot implica, în vocabularul lui. Fiindcă ești conștient că n-am cum să mă bag. Ca și chestie, da, într-adevăr, iau păsura, ia ca să nu mai ajung acolo. Adică să ajungă cu varianta să-și iei nevasta de la muncă și să plece. Să ajungem la alte discuții despre problemele astea, la alte, zi-mi și mie. Deci tu ai venit frumos, mi-ai spus frumos o problemă, am zis, bine, Adi, o să o rezolv mâine, că n-am zis, bă, mă apuc să sun, nu, mie îmi place să vorbesc cu omul face to face. Mine. Da, și până la tine, n-am luat în seamă pe nimeni, să zic așa, da? Da. Ok, no, ca și chestie, ca și comparație, eu iau atitudinea asupra lui. Și suntem bine? Zi-mi și mie. Păi, deci crede-mă, bebe, că mi-e pare rău de tine, ești copil fain, dar alții te exploatează. Mă, eu te-am înțeles pe tine perfect, Adi. Eu tot timpul cu tine am putut să vorbesc, dacă vrei să înțelegi. Am înțeles. Când am vorbit foarte multe și... Dar ai înțeles afecțiunea mea față de copii care este? Da, deci îți apreciezi, Nu ți-am luat în cuvintele astea. Deci făceam să înțeleg că, de fapt, eu n-am știut, mi-ai spus-o tu, ca și chestie, nu? Da. Că tu ai venit să-mi prezinți problema ce s-a întâmplat, care eu n-am știut, nu? Și de acolo ți-am zis, bine, Adi, lasă-mă până mâine și mâine o să stau de vorbă cu el. Păi, dar nu am discut, trebuie să se accepte și asta este, deci nu discut, bun. Dacă atât de tare s-a generat cazul, adică eu nu supăr pe nimeni, nici altcineva n-are dreptul să supăr.